Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și, în cadrul capitolului Sistemul endocrin, vom vorbi astăzi despre disfuncțiile hipofizei. Ne reamintim faptul că hipotalamusul controlează și reglează secreția hipofizei, iar prin intermediul acesteia coordonează activitatea întregului sistem endocrin. Hipofiza este formată din adenohipofiză și neurohipofiză. Adenohipofiza secretă și eliberează în sânge numeroși hormoni, în timp ce neurohipofiza nu secretă hormoni, dar depozitează și eliberează în sânge hormonii produși de nucleii anteriori ai hipotalamusului. În cazul în care hipofiza se abate de la funcționarea normală, se dereglează și spunem că apar disfuncții hormonale. Disfuncțiile se pot datora unor hiposecreții hormonale, respectiv eliberării unor cantități prea mici de hormoni față de cât necesită organismul, sau unor hipersecreții hormonale când eliberează cantități prea mari de hormoni față de nevoile organismului. Contează foarte mult și la ce vârstă apar aceste disfuncții. Vom vorbi astăzi despre disfuncțiile hipofizei, care apar în cazul hipo- sau hipersecreției de STH și în cazul hiposecreției de ADH. Hiposecreția de STH la copii determină nanismul hipofizar sau piticismul. Acesta este caracterizat prin o talie redusă, indivizii vor fi mai scunzi, dar vor avea corpul proporțional, armonios și intelectul normal, dezvoltarea psihică fiind normală. Hipersecreția de STH la copii determină gigantismul. Acesta se caracterizează prin creșterea exagerată în înălțime, peste 2 metri, deformări ale scheletului și tulburări de echilibru. O hipersecreție de STH la adult determină acromegalia, caracterizată prin creșterea exagerată a extremităților, mâini, picioare, nas, urechi, buze, mandibulă, dar și a organelor interne, respectiv a viscerelor, ceea ce face ca acromegalia să fie o afecțiune severă. ADH-ul, respectiv hormonul antidiuretic, este hormonul ce păstrează hidratarea organismului și de aceea, în cazul unor leziuni ale hipotalamusului care îl produce, sau ale neurohipofizei care îl eliberează în sânge, apare o hiposecreție de ADH, ce determină apariția diabetului insipid. Diabetul insipid se caracterizează prin pierderea unor mari cantități de apă prin urină, 20-25 de litri în 24 de ore, față de 1,8 litri eliminați în 24 de ore la un adult normal. Pierderea unor cantități mari de apă prin urină se numește poliurie și ea va fi însoțită întotdeauna de o sete excesivă, polidipsie. Apare o scădere a tensiunii arteriale și o demineralizare a organismului.